Un short-haired pointer, adică un brac, un câine folosit pentru vânătoarea de iepuri și de păsări. Iar povestea ei, a lui Ruby, este exact motivul pentru care nu trebuie să-ți iei un câine de rasă. Am primit de mai multe ori acest anunț și nu vreau să-i condamn pe proprietari, ci doar să atrag atenția asupra unui fenomen care se generalizează. Proprietari care își au câini cu care nu pot să țină pasul cu ei și cu nevoile acestora. Pentru că da, bracul german este unul din cei mai buni câini de vânătoare de câmp, dar și de competiții sportive, fie agility, dog diving sau flyball. Statisticile arată că aproape 20%, unul din 5 câini de rasă brac, sunt fie dați spre adopție, fie abandonați, din cauza lipsei de documentare și înțelegerea nevoilor specifice ale acestei rase. De aceea, înainte să achiziționezi un câine, mai ales un brac, puneți aceste întrebări. Am spațiu suficient pentru a oferi mediul necesar unui câine de vânătoare cu nevoi energetice mari? Am bani, dar mai ales timp să investesc în stimularea mentală prin exerciții a acestui câine, astfel încât el să fie fericit și sănătos? Și în al treilea rând, am experiența și cunoștințele necesare pentru a îngriji un câine cu un comportament